Hei, te salut! Sunt Sorin Drache și îți spun bun găsit pe canalul meu. Dacă e pentru prima oară când ajungi aici, abonează-te apăsând butonul de subscribe, pentru că așa vei găsi în fiecare săptămână clipuri noi ca acesta despre subiectele momentului și despre lumea tehnologiei, adică ceea ce ne interesează. Clipul din această săptămână se referă la un subiect destul de controversat și foarte interesant pentru unii. Cum se fac banii pe YouTube? E un subiect despre care foarte mulți au discutat pe YouTube, pe canalele lor sau pe bloguri sau chiar și mari ziariști în tot felul de publicații ca The Guardian sau altele au dezbătut pe larg acest subiect. E un subiect care pentru mulți înseamnă foarte mult hate. Nu știu de ce se întâmplă chestia asta și în România atunci când vine vorba de subiectul câți bani se fac din YouTube sau cum să faci bani din YouTube, în comentarii începe o întreagă nebunie. Aș vrea să nu se întâmple același lucru și de data asta și vreau să spun că după un an de canal de YouTube propriu îmi dau seama că până acum, sincer, chiar nu știam exact ce trebuie să fac. Bine, aveam o idee despre ce aș vrea sau ce mi-ar plăcea să fac pe canalul meu, dar n-am avut o țintă clară, n-am avut o direcție și sunt foarte puțini cei din România care știu exact care este planul lor și ce vor să facă mai departe cu canalul. Nu o să încep prin a-i numi pe aceștia, o să vă spun doar că am ajuns în momentul ăsta, chiar dacă am puțini abonați pentru unii, sunt undeva la peste 5.000 de abonați, la momentul ăsta, adică în ianuarie 2017, să fiu întrebat de multă lume câți bani câștig eu din canalul ăsta. Și vreau să vă spun că din start, în momentul în care m-am apucat de acest canal de YouTube, nu banii au fost subiectul principal. Adică, sincer, nici măcar nu m-am gândit la chestia asta. Am început din pasiune și continui să fac chestia asta din pasiune pentru că îmi place foarte, foarte mult. Acum că am spus treaba asta, hai să intrăm direct în subiect și să vedem care sunt principalele moduri de a face bani din YouTube. În primul rând, bănesc că ați văzut că pe unele dintre clipurile de pe YouTube sunt niște reclame. Odată în partea de jos, ca niște bannere, apoi sunt acele reclame care încep înainte de clipul pe care vrei să-l vezi și poți să dai skip, adică sari peste. Mai sunt reclamele care apar în mijlocul clipului și peste care nu poți să dai skip și sunt reclamele de final. Pe lângă chestia asta, undeva în partea dreapta sus a YouTube există niște suprafețe unde la fel se pot pune reclame. Probabil că știți, YouTube aparține de Google și cei care vor să pună reclame, să-și promoveze practic produsele sau serviciile sau brandul pe YouTube, pot să facă treaba asta prin GDN, adică Google Display Network. Sunt foarte multe firme care plătesc practic să aibă o reclamă pe clipul tău, de exemplu. Există foarte multe șanse ca și pe acest clip pe care îl vedeți în momentul ăsta să existe o reclamă de genul ăsta sau să fi dat sar peste sau skip peste o reclamă la începutul acestui clip. Deci asta ar fi prima modalitate prin care poți să faci bani din YouTube. Practic fiecare reclamă vizualizată aduce un anumit venit celui care produce conținut și acceptă să aibă acea reclamă pe canalul său, pe clipul său. Se plătește odată la 1000 de vizualizări și apoi se plătește la un alt tarif pe reclamele care au fost accesate, adică pe cele pe care s-a dat click. Apoi ar fi contractele cu agențiile de publicitate. Sunt foarte multe agenții în România și la nivel mondial care vor să te promoveze, vor să te aibă în portofoliu, asta în momentul în care începi să devii din ce în ce mai cunoscut. Și practic agențiile fac legătura între tine ca și creator de conținut și branduri. A treia modalitate de a face bani pe YouTube este cu linkurile de afiliere. Probabil că ați văzut pe blogurile foarte importante din România și pe canalele de YouTube tot felul de linkuri cu recomandări de produse. Ce înseamnă practic afilierea? E foarte simplu. Practic, tu, cel care vezi acest clip, dând click pe acel link de afiliere, intri pe site-ul pe care dorești, vezi produsul care ți-a fost recomandat și dacă și cumperi, o parte din valoarea acelui produs merge către cel care l-a recomandat, către cel care a lăsat acel link. A patra modalitate de a face bani este networking-ul, adică de a face parte dintr-o rețea.
Sunt foarte mulți la nivel mondial care fac parte din rețele foarte puternice și o să vă explic imediat despre ce este vorba. Au apărut și la noi deja creatori de conținut pe YouTube cunoscuți care fac parte din rețele internaționale, ceea ce e foarte ok. Pe locul 5 este vorba despre merchandising, adică despre marfa vândută. Ce ar însemna chestia asta? Practic, eu pot să-mi fac niște tricouri cu brandul meu dacă am un canal de YouTube cunoscut și pot să vând acele tricouri, reținând, bineînțeles, banii din vânzarea tricourilor. A șasea modalitate este, bineînțeles, cea de promovare directă, adică o companie X vine la tine care ai canalul de YouTube și spune: hei, uite, faci niște videoclipuri foarte frumoase cu sesiuni de make-up, eu am un magazin de produse cosmetice, cred că ar fi foarte ok ca produsele mele să apară la tine pe canal, pentru că ai foarte multe vizualizări și ai foarte mulți abonați și, uite, vreau să-ți plătesc suma asta ca tu să-mi promovezi mie produsele. Și e foarte simplu. Și a șaptea modalitate este vorba despre crowdfunding și o să ajungem să discutăm și despre chestia asta. Dar înainte vreau să vă spun că, de fapt, cheia monetizării sau cheia veniturilor substanțiale din YouTube înseamnă vizualizările. Nu știu câți dintre voi v-ați dat seama, dar e important să ai abonați, evident, de asta toți care facem chestia asta vă rugăm să vă abonați la canalele noastre, pentru că vrem să creăm o comunitate și vrem să avem cui să transmitem mesajul nostru și ar fi foarte frumos ca cei care se abonează să aibă aceleași interese, ca să discutăm cu oameni cărora le place același lucru ca și nouă, dar e foarte, foarte important, mai important decât abonații, câte vizualizări ai. De fapt, vizualizările sunt cheia monetizării pe YouTube. Serios, când vine vorba de făcut bani pe YouTube, chiar nu contează abonații. Ipotetic vorbind, poți să ai un canal de, nu știu, 50 de abonați, dar să ai niște clipuri super interesante care nu-ți generează abonați, dar generează sute de mii de vizualizări. Ei bine, acele sute de mii de vizualizări îți vor genera și bani. Și sunt foarte multe exemple cu abonați ai unor canale de muzică, de exemplu, cu doar 1.000-2.000 de abonați, care au milioane de vizualizări pentru că sunt niște clipuri acolo foarte interesante pe care poate nu le găsești în altă parte. Îți povesteam mai devreme despre agenții. Ei bine, ca să ajungi să faci bani din colaborările cu aceste agenții, e foarte importantă potrivirea. Degeaba, nu știu, ai foarte mulți abonați și ai și vizualizări dacă tu faci foarte mult hate, nu ești plăcut, nu știi să vorbești corect limba română sau chestii de genul acesta. Adică niciodată nu o să vină o companie de vânzări de mașini, dau un exemplu, să facă reclamă și să plătească unui creator de conținut care are 14 ani și face doar, jocuri pe YouTube. Niciodată. Așadar, cel mai important la colaborările cu agențiile este potrivirea. Și chestia asta ar trebui să dea de gândit foarte multor oameni care sunt pe YouTube și creează conținut. E foarte, foarte important cum te prezinți tu ca și om și ceea ce transmiți mai departe. Adică, da, poți să ai foarte mulți abonați și foarte multe vizualizări, poți să te limitezi doar la banii care îți vin din reclamele de pe YouTube, de la Google și să nu-ți dorești mai mult. E foarte ok. Ne întoarcem la partea cu rețelele internaționale. Ca să faci parte dintr-o astfel de rețea, trebuie să fii printre cei mai buni din țară. În România, de exemplu, Shelly face parte din Broadband TV, ceea ce este foarte, foarte tare. Ce înseamnă chestia asta? Practic, Broadband îi face reclamă lui Shelly la nivel internațional și încearcă să îl lipească cu anumite branduri care ar putea să nu ajungă la el în mod normal dacă n-ar fi afiliat la o astfel de rețea. Dar, repet, ca să ajungi să faci parte dintr-o rețea din asta, îți trebuie foarte mulți ani de muncă, foarte multă muncă depusă și foarte mult talent și, evident, foarte, foarte multe vizualizări. Mikey Hash sau Max Infinit sunt alți doi YouTuber din România care fac parte din rețele internaționale. Este vorba de Full Screen și sunt ferm convins că treaba asta vine ca o încununare a succesului lor online. Despre merchandising am discutat. În România, de exemplu, Anne Marie cu vlogul de marți a început să facă o chestie din asta foarte tare și am observat că Anne
este probabil printre puținii care respectă rețeta de succes pe care YouTube chiar încearcă să ți-o livreze prin YouTube Community. Ea, practic, a urmat toți pașii corecți, e ca un elev silitor și chestia asta e foarte ok pentru că, uite, dă roade munca ei și faptul că respectă tot ceea ce YouTube încearcă să ne învețe pe noi cei care creăm conținut. Din promovările directe, la fel, v-am explicat cum se pot face bani din YouTube. Firma vine la tine, spune că are un produs care se potrivește cu tine ca și creator de conținut și are încredere în tine să încerci să vinzi audienței tale respectivul produs. E mai complicat cu partea cu plata, pentru că, normal, trebuie făcut un contract. În baza contractului sunt anumite lucruri care trebuie luate în calcul. Ar trebui, în mod normal, să ai 18 ani ca să poți să faci chestia asta. Așa că, da, sunt multe lucruri de luat în calcul și ar trebui să te interesezi din punct de vedere legal ce înseamnă treaba asta. Și ca să încheiem treaba asta, la partea de crowdfunding, bănesc că ai auzit de Patreon, sunt câțiva în România care folosesc Patreon, ca de exemplu Adrian POV sau Ana Marie, că tot am amintit-o mai devreme. Ideea este foarte, foarte simplă. Creatorii de conținut pot să facă treaba atât timp cât au și resursele necesare. Ce înseamnă resurse? Păi, începând de la un reportofon, la camera prin care te filmezi, lumini, habar n-am, background și alte nebunii, toate chestiile astea costă și atunci de multe ori creatorii de conținut se îndreaptă către voi și vă cer ajutorul să vă faceți cum ar veni un abonament la ei. Cam despre asta e vorba. Ideea unui abonament este că în loc să mergi la niște firme și să ceri mii de euro, poți să faci abonamente începând de la $1 pe lună și dacă ai o audiență de 100.000 de oameni sau, nu știu, de 50.000 de oameni, de 200.000 de oameni, dacă se găsesc câteva sute din aceia care să plătească $1 pe lună, ceea ce este o sumă infimă, poate să însemne un venit constant, foarte ok, care poate să te ajute foarte mult în a crea conținut de calitate în continuare. Cam asta înseamnă, pe scurt, crowdfunding. Bun. Și acum să trecem la partea aia mai nasoală sau, mă rog, mai interesantă. Depinde din ce punct de vedere privești treaba asta. Și anume, câți bani fac youtuberii din România? Hai să vedem. Shelly, Andrei Șelaru, cu tot am amintit de el ceva mai devreme, este unul dintre cei mai cunoscuți, are peste jumătate de milion de abonați și conform socialblade.com, care este un site ce îți oferă tot felul de date, statistice și estimări de venit pe partea de YouTube, Shelly câștigă undeva între $1,200 și $19,000 pe lună. Bun. Aici, înainte să-ți dai ochii peste cap și să spui că este super mult, vreau să-ți explic o chestie. Reclamele care apar, după cum spuneam, pe YouTube în România sunt plătite mult, mult, mult mai prost decât cele care apar în Statele Unite, Germania, Irlanda, de exemplu. Cifrele pe care le-am amintit mai devreme sunt raportate la media pe care Google o plătește în mod normal pe reclamele astea. Deci, practic, trebuie ajustate, nu știu, un procent destul de important care trebuie tăiat. Ca să dai seama despre ce vorbesc, în Germania, de exemplu, un click pe o reclamă din asta poate să coste și 90 de cenți, deci aproape 1 euro, iar în România poate să coste mai puțin de jumate, adică mai puțin de 50 de cenți. Poate să ajungă chiar și la 13 cenți, ca să-ți faci o idee. Mikey Hash de la Doza de Hash câștigă undeva între 600 și $9,000 pe lună, tot conform aceluiași site. Adrian POV între $800 și $13,000. Jamila Pizin între $1,300 și $20,000 pe lună. George Buchnici între $600 și $9,000 pe lună. Bianca Adam, adică Tequila, între $700 și $12,000 pe lună. Și sunt unele persoane, unii youtuberi care chiar fac bani serioși din reclamele astea și aici mă refer la Max Infinit, care conform Social Blade are undeva între 8.000 și $130,000 pe lună. Asta pentru că videoclipurile lui produc foarte, foarte multe vizualizări. La Max Infinit, care face gaming, și dacă n-ai auzit de Max Infinit și îți place YouTube și îți place și gamingul, înseamnă că ai trăit degeaba. În primele 2-3 ore, videoclipurile lui au undeva la 20.000-40.000 de vizualizări, ceea ce este wow din punctul meu de vedere.
Și așa că, da, Max Infinite chiar face bani serioși probabil pe lună din partea asta de reclame pe YouTube. Apoi, Ilias Vlogs are undeva între 4.000 și 65.000 de dolari pe lună și Irafael între 6.000 și 95.000 de dolari pe lună. Încă o dată, toate sumele astea trebuie ajustate, după cum spuneam. Părerea mea este că sumele reale se află undeva mai puțin de jumătate din valoarea minimă pe care v-am spus-o eu. Asta este estimarea mea personală, nu reprezintă nimic, cum să zic, științific și nu reprezintă nimic ce trebuie luat mot-a-mot, da? Nu știu dacă ați făcut un calcul rapid, dar conform Social Blade, Max Infinite, de exemplu, face undeva între 100.000 de dolari și 1.000.000 de dolari pe an. Ceea ce, din toate punctele de vedere, mie mi se pare wow. Dar, nu știu dacă ați observat, omul postează, dacă nu în fiecare zi, o dată la două zile și nu un clip, poate chiar două, trei pe zi, ceea ce înseamnă foarte multă muncă în spate. Poate pentru unii, nu știu, înseamnă ceva de luat în râs, adică omul se joacă și pune acele videoclipuri pe YouTube, cum se joacă el, dar gândiți-vă că de multe ori oamenii de genul ăsta petrec foarte multe ore în fața calculatorului ca să se joace, după care mai petrec alte ore în fața calculatorului pentru editat, postat și alte nebunii. Oamenii participă la tot felul de evenimente unde sunt chemați și, sincer, de multe ori cred că poate deveni copleșitor. Așa că întrebarea câți bani faci din YouTube, din punctul meu de vedere, e foarte, foarte aiurea și, nu știu, nu prea așa are rost. E ca la magician. Dacă îți explică cineva cum s-a întâmplat trucul respectiv, magia și-a pierdut tot farmecul. Uite, o să las un link aici cu încă un clip de la Maca Dobra, Andrei Dobra, care mi-a plăcut foarte mult, în care el explică la fel cum se fac bani și câți bani a făcut el din YouTube, ca să înțelegi despre ce e vorba. Și în cazul în care te întreb câți bani am făcut eu, zero. Asta e suma pe care am făcut-o eu din YouTube până acum. Și, sincer, nu mi-e nicio rușine să spun chestia asta și încă o dată vă spun, n-am pornit la drum cu ideea asta, fac treaba asta din pasiune și îmi place foarte, foarte mult. Îmi ocupă foarte mult timp, dar îmi place foarte mult. Și acum că am lămurit toată nebunia asta, sper că ai reținut ceea ce este esențial. Și anume, ca să faci bani din YouTube, ai nevoie de vizualizări, nu neapărat de abonați. În România, reclamele plătite de Google sunt plătite mult mai prost decât afară. Tot în România, cei care fac bani cu adevărat din YouTube sunt foarte puțini și nu în ultimul rând, e normal să faci bani din munca ta. Așa că stop cu hate-ul. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să dai un like și un share ca să vadă și prietenii tăi despre ce am discutat noi astăzi. Sper că a fost un subiect interesant și sper că am terminat cu nebunia asta cu banii din YouTube, să nu mai aud subiectul de acum înainte. Dacă îl aud, nu e nicio problemă, îl discutăm din nou, le explicăm din nou. Acestea fiind spuse, eu sunt Sorin și, bineînțeles, ne vedem în următorul clip. Îți mulțumesc mult că ești alături de mine. Pa, pa!